Marcel Ciolacu a anunțat că guvernul va căuta să reducă excepțiile din codul fiscal care produc o gaură de 74 de miliarde de lei. Premierul a anunțat că Ministerul de Finanțe produce în prezent o analiză pe acest subiect. Iată. Sunt excepții la codul fiscal de aproximativ 74 de miliarde. Este un lucru total anormal și o recomandare venită de la toate organismele financiare internaționale. Cu alte cuvinte, trebuie să revenim la un climat concurențial egal în România. S-a terminat perioada excepțiilor peste excepții. În replică, reprezentantul industriei construcțiilor, domeniu care beneficiază de facilități fiscale, cere o reducere treptată a acestora. În PNRR ne-am asumat că din 2025 aceste facilități vor scădea treptat până în 2028. Am convenit că, și așa am simțit și din partea guvernului, că o eliminare sau o diminuare a facilităților în acest moment ar fi extrem de nocivă pentru piață, pentru mediul investițional și pe următoare perioadă, un an și jumătate, sperăm să nu se acționeze asupra acestor facilități, urmând evident, așa cum e prevăzut și în PNRR, treptat, undeva, mai sunt încă 4 ani, undeva 25% în fiecare an să se reducă aceste facilități. Mai multe despre acest subiect discutăm cu profesorul universitar de economie, Bogdan Glăvan. Vă mulțumesc, domnule profesor, bună seara! Bună seara! La ce măsuri ne putem aștepta din partea guvernului Ciolacu? Nu știu dacă vor avea curaj să facă această reformă, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, inclusă în PNRR, anume uniformizarea fiscalității în România. Pentru că acum în România sunt cetățeni de rangul 1 și cetățeni de rangul 2. Sunt oameni care plătesc impozite, oameni care nu plătesc impozite, adică 1 milion de oameni care nu plătesc impozite pe venit. Da? Iar chiar guvernul Ciucă, deci această coaliție cu domnul Ciolacu, inclusiv anul trecut, au extins această categorie a privilegiaților, a cetățenilor de rangul 1, care nu plătesc impozite, cu încă 300 de mii de persoane. Vorbim de industria agroalimentară și de agricultură. Oamenii de acolo nu plătesc impozite pe venit și nici contribuții la asigurări de sănătate. Prin urmare, este de cascadorii râsului. Ar fi comic ca acum domnul Ciolacu să inverseze măsura pe care el însuși a luat-o prin Ministerul de Finanțe, da? În vara anului trecut. Da. La ce să ne așteptăm din perspectiva taxelor? Taxele în România nu pot decât să crească dacă se guvernează în acest stil. Stilul fiind exact cel pe care vi l-am descris mai devreme. Faci excepții peste excepții, lași deschis portițe peste portițe, acorzi privilegii unora și, pe de altă parte, mărești irațional cheltuielile publice, aceste două lucruri nu au cum să ducă decât la creșterea impozitelor pentru neprivilegiați, da? Pentru oamenii care și-au plătit și înainte și își plătesc și în continuare impozitele. Cum rămâne însă cu nevoia de predictibilitate, un cuvânt cheie, o nevoie exprimată de-a lungul timpului de toți jucătorii din mediul de afaceri? În România nu se guvernează în mod predictibil, oferind predictibilitate. Pentru a se întâmpla acest lucru, am avea nevoie de un guvern cu o viziune pe termen mai lung, da? Pentru că acel guvern ar putea într-adevăr să adopte astăzi o măsură pe care să o păstreze un timp îndelungat. Dar noi vedem că chiar dacă România este condusă de o coaliție care are 70% din Parlament, adică, mă rog, acum cu ieșirea UDMR nu mai are 70%, 60% din Parlament, chiar și în aceste condiții extraordinare, guvernarea comite acte care cresc imprevizibilitatea. Și rămâne de văzut
ce se va întâmpla în continuare. Mă îndoiesc sincer că acești oameni care au extins excepțiile, care au extins portițele, vor începe să devină sobri, serioși și să guverneze pe bune de acum încolo. Vă mulțumesc foarte mult, profesorul de economie Bogdan Glăvan.